Ceau tuturor urmăritorilor, astăzi vă voi spune 5 farse care au dat greș. Ca să vedeți despre ce este vorba, vă invit să rămâneți pe acest video până la final. Prima farsă care a dat greș este cea în care eu am înlocuit zahărul cu sarea pentru că oamenii să-și pună în cafea sare. Și farsa a dat greș în momentul în care mi s-a servit mie cafeaua îndulcită cu sare. O altă farsă care a dat greș este farsa cu excursia. Mama într-o zi m-a trimis la cumpărături, eu n-aveam chef de cumpărături și am zis că în 5 minute plec cu colegii de clasă într-o excursie. Ea a zis bine, am plecat de acasă, peste 5 ore m-am întors acasă și am stat aiurea în fața ușii pentru că mama știa că sunt în excursie și aici a dat greș farsa. Pe locul 3 se află banca proaspăt vopsită. Eu mergând într-o zi prin parc mi-a venit ideea să fac o farsă unui amic de-al meu și am luat biletul de pe bancă pe care scria să nu vă așezați că este proaspăt vopsită. Ei, când a venit el, m-am luat cu vorba și din greșeală m-am așezat eu pe bancă, uitând că este proaspăt vopsită. Într-o zi, eu cu colegul meu am zis să-i facem o farsă unei colege și i-am zis: du-te repede afară că te-o chemat maică-ta. Ea se duce afară și după câteva minute bune, vine înapoi în clasă și ne mulțumește că i-am zis să vină, chiar maică s-a o aștepta. Noi am rămas uluiți, noi am vrut să-i facem o farsă și în final s-a dovedit că maică s-a chiar venise la școală și noi chiar am ajutat-o să o găsească mai repede pe maică. Ultima farsă din acest top este cea în care eu cu mai mulți colegi ne-am gândit să păcălim o fată, să o speriem. Am luat o cană pe care o avea pusă pe bancă, întoarsă cu gura în jos, am pus o broască sub acea cană și noi am așteptat ca ea să se sperie. Farsa nu a ieșit pentru că ea a descoperit broasca înaintea noastră, nu s-a speriat, i-a dat drumul și ne-am așteptat în suspans aiurea toată ziua și am tot întrebat-o: mă, nu-ți iese te, nu bei un ceai? Nu, nu-mi fac astăzi ceai. Acesta a fost topul farselor care au dat greș. Dacă tu ai alte farse care ți-au dat și ție greș, aștept să-mi spui ce ți-a dat greș și cum a fost farsa în rubrica de comentarii mai jos. Un like, un share, un subscribe dacă ți-a plăcut videoclipul, dacă apreciezi munca mea. Te salut, o zi faină, însorită, ciao, ciao!